Bună ziua și bine v-am găsit, sunt Ale și astăzi vin cu un nou video tutorial în care voi prezenta o aplicație cu ajutorul căreia puteți să vă optimizați memoria RAM. În decursul timpului am făcut mai multe video tutoriale care vă pot ajuta să vă îmbunătățiți performanța memoriei RAM, atât video tutorial în care vă prezentam metoda de a face ca Windows-ul să recunoască toată memoria RAM, sunt cazuri în care dumneavoastră aveți o plăcuță, să spunem, de 8 GB și vă este recunoscută doar o parte din această memorie RAM. Sunt factori care influențează acest lucru, atât elemente hardware care consumă din memoria RAM, cât și anumite setări care împiedică recunoașterea memoriei RAM. De asemenea, am făcut și videotutoriale de optimizare a memoriei RAM. De multe ori când cumpărăm un PC sau când ne construim unul de la zero, punem accent pe procesor, pe placa video și facem rabat de la memoria RAM. Ne punem o plăcuță de 8 GB sau două plăcuțe de 4 GB, gândindu-ne că mai târziu o să mai adăugăm o plăcuță de RAM sau două plăcuțe de RAM, dar deocamdată să avem un preț bun pentru PC-ul respectiv. E bine, de multe ori acest lucru nu se mai întâmplă, iar în momentul în care deschidem aplicații, în momentul în care rulăm jocuri, apar așa numitele drop frame-uri, memoria RAM încărcându-se, nefiind suficientă pentru a putea să rulăm aplicația respectivă sau jocul respectiv în condiții bune. De aceea m-am gândit să vă prezint o aplicație de optimizare a memoriei RAM care se deosebește într-un fel de aplicațiile pe care le-am prezentat anterior și veți vedea imediat cu ce se deosebește. Aplicația se numește Memory Cleaner și o vom descărca imediat. Este o aplicație foarte, foarte micuță. Vom da click dreapta, vom apăsa butonul Run as Administrator, vom apăsa butonul Yes pentru că dorim să instalăm această aplicație, vom accepta termenii și condițiile și această aplicație se va deschide aici. Înainte de a rula această aplicație, va trebui să mergem la opțiuni, bifăm aceste două căsuțe pentru ca aplicația să ruleze și să curețe cache-ul în momentul în care ajunge la un procent de 80% ocupat. De asemenea, putem să bifăm și aceste două căsuțe pentru ca aplicația să ruleze în mod automat la fiecare 5 minute și de asemenea bifăm și această căsuță pentru ca aplicația aceasta să pornească odată cu Windows-ul, în felul acesta să nu mai deschidem noi. Este o aplicație care nu consumă foarte multe resurse, de aceea putem să o lăsăm să pornească odată cu Windows-ul, iar în momentul în care noi vom rula jocul, dacă se îndeplinesc aceste două condiții, adică dacă se ajunge la 80% din consumul de memorie, această aplicație va curăța cache-ul de memorie și va optimiza memoria, sau dacă depășim acele 5 minute și cache-ul de memorie s-a umplut, această aplicație din nou va intra în acțiune. Vom închide această fereastră, haideți să mergem în Task Manager. În momentul acesta avem un consum de 50% pe procesor. Voi deschide aplicația, voi merge pe Memory și în momentul în care doresc să ruleze în mod manual această aplicație, deci dacă nu s-au îndeplinit acele condiții de 80% sau nu au trecut cele 5 minute, voi apăsa acest buton și voi apăsa și acest buton. Și în momentul acesta consumul de procesor este la 49%, dar consumul de memorie a scăzut la 15% din 22%. Așadar, această aplicație este eficientă pentru golirea cache-ului de memorie, lucrul acesta ajutându-vă poate să nu mai aveți acele drop frame-uri, iar avantajul major este că rulează în mod automat dacă se îndeplinesc aceste condiții, adică dacă avem 80% din memorie folosită și dacă trec 5 minute de la ultima executare. Sper că această aplicație să vă fie de folos, dacă este așa nu uitați să apăsați butonul de like, distribuiți acest video dacă v-a ajutat, abonați-vă și dacă v-ați abonat, apăsați și clopoțelul de notificări, doar în felul acesta veți ști când încarc un clip nou pe acest canal.